de ani de activitate. Pentru cei 20 de ani de activitate și în continuare, la fel, e și chiar mai mult în proiectele pe care le au în derulare. Întorcându-mă la tema comunicării, într-adevăr, problema imigrației este o problemă sensibilă a autorităților române de după 1948. Într-adevăr, stenograma care face parte din această comunicare se referă la discuțiile pe care Ceaușescu și delegația română le au la Washington data din 11 iunie 1975. Este importantă deoarece are loc cu o lună înainte de acordarea clauzei națiunii cele mai favorizate autorităților române. Întorcându-se într-o vizită oficială din Mexic, are loc câteva ore o escală la Washington și cu ocazia aceasta are loc o serie de întrevederi cu autoritățile americane. Printre acestea are loc și o întrevedere cu o delegație a organizațiilor evreiești din Statele Unite. Trebuie subliniat faptul că în toate întâlnirile la nivel înalt, care au început din 1969, până în anii 80, această problemă a imigrației populației de origine evrească a fost atinsă în toate ordine pe agenda de lucru acum vorbim. La momentul respectiv, în acest document aflăm că la nivelul anului 1975 în România mai existau între 35.000 de evrei. Faptul că, după cum știm, după al doilea război mondial, în România au mai rămas circa între 350.000 și 400.000 de evrei. Ceea ce ne face să ne gândim... Nu facem ceva să auzim. Nu se aude. Nu se aude? Nu se aude. Este tare, să știți. Un pot mai tare, dar atâta... Eu de-aia m-am indicat, vedeți mai să mă pun în față aici. Aici se aude perfect. Nu s-a venit multe peste dumneavoastră. Dumneavoastră se mă pun aici în față. Știți. Aici se aude perfect, impecabil. Au fost și alte voci. Trebuie să fie dintre noi, nu au nimic, nu mă spără. Poți să repet, da? Deci, la momentul anului 1975, mai existau în jur de 25-35.000 de evrei. Deci, în jur, deci aproape mai puțin de 10% în momentul... din momentul în care față de anul 1945. Ceea ce înseamnă că au avut loc mai multe valuri de migrări și în anii 70 acest val a început să nu mai aibă aceeași manieră pe care au avut-o în anii 50 și în anii 60. Totuși, vedem în acest document legătura între problema imigrării și acordarea clauzei națiunii cele mai favorizate. Se știa că organizațiile evreiești americane aveau un cuvânt de spus, o influență în ceea ce privește această problemă. Nu e numai cazul României, e vorba și de toate celelalte sferi care se aflau în blocul socialist. De asemenea, o altă problemă care este în discuție este și faptul că pentru prima dată se pune întrebarea dacă se percepe o taxă pentru această problemă legată de emigrare, iar Nicolae Ceaușescu răspunde că nu. De asemenea, deci nu a recunoscut, nu s-a dat nicio taxă care persoanele de origine evrească care doreau să emigreze nu se percepe de către autoritățile române. Deci pas în pas. Deci au fost. De asemenea, documentul mai arată și anumite probleme legate de procedura de emigrare.
Faptul dacă organizații, reprezentanții organizațiilor evreiești puneau întrebări dacă sunt probleme, dacă cum se face această, cum pleacă aceste persoane, cererile, cum se registrează, cine răspunde, iar Ceaușescu răspunde exact cum se forcedează. Și faptul că se face o trecere în revistă a unei situații statistice a nivelul emigrării, care au început după aceea din anii 70-71, ajungând la momentul anului 1975. Chiar existând în acel moment 2000 de cereri, care întreabă de ce nu se dă drumul. Și a spus că nu este nicio piedică, ele pot să plece. De asemenea, atunci invocă și motivul că există cereri de reîntoarcere în România. Și care, într-un fel, pun probleme autorităților române. La fel, în ceea ce privește, există în această discuție o mică, să spun eu, sunt anumite părți amuzante, faptul că existând, se știe că în Israel, foarte mulți evrei sunt de origine română. Și atunci spune, dumne, dacă aș fi, aș candida la dumneavoastră alegerile, cred că le-aș câștiga. În care reprezentanța spune că e posibil. De asemenea, trebuie să vedem că problema emigrației este o problemă în ceea ce privește acordarea clauzei națiunii mai autorizate. Așa m-am amintit la început. Într-adevăr, și în 69, cadrul vizitei, primei vizite oficiale a lui Nixon, și în 1970, și în 1973, permanent au loc asemenea abordări a problemei emigrației evreiești. Și ținem cont și de faptul că autoritățile române doreau foarte mult ca să obțină această clauză, având în vedere că Polonia și Iugoslavia, celelalte state socialiste, deja le desineau în acel moment, România fiind cam a treia țară care s-a acordat această clauză. Și rezultatele acestei vizite se reflectă în faptul că e posibil să fi convins reprezentanții organizațiilor evreiești că România merită să-i se acorde această clauză. Dovadă faptul că la o lună Congresul aprobă acest lucru și ulterior știm că în august, președintele Ford, cu ocazia unei scurte vizite în România, îi face acest anunț, mă rog, autorităților române. Ulterior, problema clauzei va fi legată de problema emigrației, pentru că și autoritățile americane vor observa, va fi acordată anual, deci nu într-o perioadă mai mare de un an. Și în momentul în care apare în Congres discuții pe baza prelungirii clauzei națiunii, automat autoritățile române măresc numărul pe cele privind emigrarea persoanelor de origine evrească. Deci, acest document, în concluzie, este foarte important, faptul că aduce o serie de precizări, de nuanțări și legate de această problemă, o problemă sensibilă, și, de asemenea, a faptului cum s-a obținut clauza națiunii cele mai favorizate în iulie 1975. Mulțumim, domnul Constantin Moraru. Continuăm